Cutremurătorul caz s-a produs într-un salon al Spitalului de Neuropsihiatrie din Zam. Criminalul, în vârstă de 65 de ani, era internat în unitatea medicală din cauza unor afecțiuni neuropsihice, însă nu de o gravitate deosebită. Se pare că acesta ar fi avut unele divergențe cu victima și, cel mai probabil și pe fondul problemelor medicale de care suferă, a decis să recurgă la acest gest. În timp ce se afla internat în Spitalul de Neuropsihiatrie ZAM, s-a deplasat din salonul în care era internat în salonul vecin, având asupra sa un cordon de la un halat medical, după ce în prealabil își pusese pe mâini mănuși și l-a strangulat cu cordonul respectiv. Până la acest moment, inculpatul nu a dat organelor de urmărire penală un mobil al omorului pe care l-a săvârșit. Bărbatul a fost prezentat astăzi tribunalului Hunedoara. Ce i-ați făcut la vecinul noastră de salon? De ce era supărat? Mai țineți minte ce ați făcut? Personalul de serviciu al spitalului a fost cel care i-a anunțat pe oamenii legii despre tragedia ce s-a produs în interiorul unității medicale. S-a stabilit că moartea bărbatului a fost una violentă, s-a cauzat unei asfixii mecanice prin ștrangulare. Ca urmare, polițiștii, sub coordonarea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă tribunalul Hunedoara, au demarat o anchetă, au reușit să identifice și prezumtivul autor al acestei fapte. Este vorba tot despre un pacient în vârstă de 65 de ani din comuna Vețel, care a fost și reținut cu propunere de arestare preventivă. El este prezentat chiar în acest moment magistraților tribunalului Hunedoara cu propunerea de arestare preventivă pentru comiterea infracțiunii de omor calificat. Instanța a admis cererea parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara și a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru 29 de zile. Inculpatul nu a declarat recurs împotriva hotărârii Tribunalului Hunedoara. Urmează pe parcursul anchetei penale să se stabilească dacă inculpatul avea sau nu discernământ în momentul în care a comis crima.